China depune în mod evident toate eforturile pentru a demoniza Statele Unite ca distrugător al națiunilor și a îndemnat aliații Statelor Unite să ia în considerare cu atenție în cine au încredere. Hua Chunying, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din China, a criticat discursul recent al președintelui Joe Biden, care spunea că obiectivul Statelor Unite în Afganistan nu este construirea națiunii. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China a spus că, cităm, aceasta este adevărul, pentru că indiferent unde s-au dus trupele americane, cum ar fi Irakul, Siria și Afganistanul, ceea ce a lăsat America în urmă a fost doar frământări, despărțiri și distrugeri familiale, a lăsat doar o mizerie teribilă. Rolul Statelor Unite este de distrugător, nu de constructor, încheia citatul. Deși formulate sub formă de întrebare, afirmațiile reprezentantului Chinei la adresa politicii externe a Statelor Unite au fost extrem de dure, acuzând administrația Biden de eșec și îndemnând alianții Americii să-și repoziționeze atitudinea pentru că Statele Unite nu mai sunt de încredere. Aliații Washingtonului se resemnează cu realitatea, numind-o o înfrângere americană. Deși talibanii au promis la masa negocierilor că odată ajunși la putere în Afganistan nu vor exista represalii împotriva nimănui, totuși primele rapoarte despre atrocitățile lor brutale sunt deja transmise în întreaga lume prin intermediul rețelelor de socializare și a câtorva mijloace de presă. Chiar și după ce talibanii au anunțat o amnistie generală pentru toți afganii și au declarat marți la o conferință de presă că jihadiștii vor onora drepturile femeilor, luptătorii talibani au împușcat și au ucis o femeie în provincia Takhar, după ce aceasta a ieșit în public fără burca, potrivit Fox News. Un pastor din Afganistan, care a insistat să-i fie protejată identitatea, a oferit pentru CBN News un interviu în exclusivitate în care a descris situația periculoasă a creștinilor din Afganistan. Conform informațiilor, în tot Afganistanul trăiesc între 5.000 și 8.000 de creștini localnici. Aceștia sunt afgani, născuți și crescuți acolo, dar care în ultimii 20 de ani, profitând de bruma de libertate, s-au convertit de la islam la creștinism. Ministrul egiptean de informații Abbas Kamel se află în vizită în Israel, unde s-a întâlnit cu ministrul de externe Yair Lapid la Ierusalim și alți oficiali israelieni. Cei doi au discutat despre relațiile de bună vecinătate dintre țările lor și despre necesitatea extinderii în continuare a relațiilor dintre cele două țări vecine. Relațiile dintre Israel și Egipt se concentrează în primul rând pe probleme de securitate. Lapid s-a referit la parteneriatul strategic dintre cele două țări care, cităm, este esențial pentru securitatea și stabilitatea în regiune și are ca bază istoricul acord de pace Israel-Egipt, încheia citatul. Kamel s-a întâlnit cu premierul Naftali Bennett, cu care a discutat despre aspectele diplomatice, de securitate și economice ale relațiilor Israel-Egipt, precum și despre medierea egipteană în situația de securitate cu fâșia Gaza. În numele președintelui egiptean Abdel Fattah el-Sisi, Kamel a invitat pe Bennett să facă o vizită oficială în Egipt în următoarele săptămâni. Bisericile din Scoția au reușit să țină slujbe de închinare cu un număr nelimitat de oameni începând de acum o săptămână. Pentru prima dată din martie 2020, nu mai sunt obligați de lege să respecte măsurile de distanțare fizică la serviciile de închinare care limitau numărul participanților la biserică. Această relaxare este determinată de scăderea continuă a numărului de cazuri de îmbolnăvire și totodată a numărului mare de teste negative. Potrivit Alianței Evanghelice din Scoția, un grad semnificativ de normalitate a revenit pentru prima dată în 17 luni. Este un moment de sărbătoare când ne închinăm lui Dumnezeu împreună. Am tânjit după ziua când puteam fi din nou împreună ca o singură adunare bisericească. Alianța Evanghelică din Scoția recunoaște că odată cu reducerea restricțiilor vin atât provocări cât și oportunități, pe măsură ce bisericile merg înainte. Duminicile noastre vor deveni din ce în ce mai pline de bucurie, pe măsură ce ne închinăm lui Dumnezeu împreună, nu în spațiu virtual, ci ca un singur trup.